Bine te-am regăsit! Subiectul lecției de astăzi este dovezi ale evoluției. Scopul lecției este de a te ajuta să-ți formezi propria părere legată de evoluția organismelor, de diversitatea lumii în care trăim. Dovezile evoluției pot fi grupate în două categorii. Dovezi directe, furnizate de observațiile și datele experimentale ale geneticii, și dovezi indirecte, furnizate de ramuri ale științei, precum anatomia comparată, embriologia, paleontologia, biogeografia și sistematica. Dovezile directe surprind evoluția în plină desfășurare. În cazul fluturelui Biston betularia din Anglia, evoluția prin schimbarea compoziției populațiilor a fost surprinsă într-o perioadă scurtă de timp. În cazul dovezilor indirecte, putem aminti pe cele furnizate de anatomia comparată. Identitatea planului de structură presupune originea comună, iar diversitatea de conformație a scheletului diferitelor mamifere este rezultatul evoluției divergente ca urmare a adaptării acestor organisme la condițiile de mediu, ce presupun funcții diferite. Deosebirea de structură este consecința deosebirii de origine, a lipsei de descendență comună. Asemănarea este rezultatul evoluției convergente în condiții funcționale identice. Cele două categorii de aripi din imagine îndeplinesc aceeași funcție, dar au plan de organizare și origine diferite. În cazul dovezilor indirecte furnizate de embriologie, particularitățile dezvoltării embrionare a organismelor și diferențierea succesivă a caracterelor indică o origine comună a organismelor. Paleontologia furnizează informații despre organismele dispărute și conexiunile acestora cu viețuitoarele actuale. Archaeopteryx a fost o verigă intermediară între reptile și păsări. Avea coadă, fălcile erau prevăzute cu dinți, asemănător reptilelor, iar corpul era acoperit cu pene, iar membrele anterioare transformate în aripi, asemănător păsărilor. Biogeografia este utilă pentru a înțelege cum au fost speciile dispărute, pe baza cunoașterii locului în care au fost găsite fosilele lor și cum era acea zonă la acea vreme. În noturile unui arbore genealogic se situează organisme care reunesc proprietăți comune mai multor grupe de organisme. Evoluția reprezintă o succesiune de evenimente biologice irepetabile, capabile să genereze noi formațiuni biologice sau elemente noi în cadrul unui plan de organizare vechi. Evoluția este opusul creației. Apariția vieții și diversitatea lumii vii sunt rezultatul evoluției. Meritul de a fi descoperit mecanismele evoluției îi revine naturalistului Charles Darwin.